Dacia Spring îți face mai ușoară viața de zi cu zi, datorită comenzilor ei simple. Selectorul controlează cutia de viteze. Mânerul practic pentru viteze face mai ușoară selectarea poziției dorite. D de la deplasare. Selectează această poziție pentru a te deplasa înainte. N de la neutru. R pentru marș arier. Pentru a porni vehiculul, deplasează mai întâi selectorul de viteze în poziția N de la neutru. Apoi apasă pedala de frână și rotește cheia în contact cât de mult se poate. Indicatorul luminos OK de pe panoul de bord îți indică faptul că vehiculul a pornit și că ești pregătit să pornești la drum. Nu vei auzi niciun zgomot la rulare, firește. Te afli într-un vehicul electric. Pentru a schimba modul de condus, apasă mai întâi pedala de frână, apoi rotește selectorul până în poziția dorită. Acest indicator de pe tabloul de bord, de N sau R, se aprinde intermitent, apoi rămâne aprins pentru a te informa că ai selectat modul. Dacă nu apeși pedala de frână înainte de a selecta modul de condus, acest indicator luminos de avertizare de pe tabloul de bord te invită să faci acest lucru. Din motive de siguranță, butonul selectorului nu poate funcționa decât dacă apeși pedala de frână. Important, atunci când staționează, vehiculul nu va fi imobilizat dacă selectorul se află în poziția N. Așa că aplică întotdeauna frâna de mână înainte de a coborî din vehicul, pentru a fi sigur că este imobilizat.